Bună, draga mea! Sunt Luna Ala! Săgetător 2020 Afacerile noi sunt inseparabile de evenimentele din ultimul an. Acordând timp maxim la realizarea în carieră, este posibil să obții un rezultat tangibil. Cu toate acestea, Lena va aduce doar așteptări goale și cu siguranță nu va da bogăție și succes. Începând să lucreze din prima zi a anului, stelele îți vor asigura o îmbunătățire a poziției financiare. Munca poate și trebuie alternată cu o odihnă bună. Pe astrograma ta este prevăzută apariția de noi prieteni și chiar a unui patron influent. Începutul noului an în 2020 riscă să înceapă cu o ghicitoare numită unde să obțin banii. Instabilitatea financiară îndelungată, este probabil să fie o sărbătoare prelungită de sărbătorile și generozitatea ta imorală în ceea ce privește darurile, atât pentru tine, cât și pentru prietenii tăi și pentru persoane necunoscute pe care dorești să le impresionezi, doar nu intra în panică și nu încerca să renunți pentru a te arunca într-un proiect financiar mai delicios la prima vedere. E nevoie doar de o mișcare sau o decizie bruscă și vei rămâne fără munca veche, iar cea nouă se va fi evaporat undeva. Prima jumătate a anului va necesita abilități organizaționale remarcabile. Pentru a rezolva sarcinile cât mai eficient și mai rapid posibil, va trebui să-ți asumi rolul de comandant, atât la serviciu, cât și la domiciliu. Principalul lucru este să zâmbești afectuos și să-ți muști limba la timp, Remarcile și criticile începătoare pot răni foarte mult colegii și rudele, ceea ce nu este în mod clar benefic pentru tine. În a doua jumătate a anului șobolanului de metal la locul de muncă va exista doar o luminiță simplă și indiferent cât de plictisitor este, nu va afecta portofelul. Dar acasă, norii vor începe să se îngroașe. Poziția ta norii în prima jumătate a anului nu a trecut neobservată. Iar cealaltă jumătate, într-o formă categorică, va necesita atenție. Încearcă să-ți satisfaci partenerul de viață cât mai curând posibil, altfel conflictul riscă să ia proporții catastrofale. Dacă o faci bine, până la jumătatea toamnei armonia se va întoarce acasă, atmosfera prietenoasă te va relaxa și tensiunea va încetini până la dispariție completă. Acesta este momentul potrivit pentru planificarea viitorului și merită să profiți de el, deoarece pentru perioada tradițională de construire a planurilor, decembrie, mai încă o dată o cursă cu obstacole vesele, pot fi defalcări ale programului de lucru, accidente minore în viața de zi cu zi, defecțiuni ale echipamentelor, încurcături cu tot ce relaționezi în muncă, calmează-te, numai calm. Totul este trecător și tu ești oricum norocoasă. Dragostea pentru săgetător în anul 2020 Furtunile din dragoste care te vor vizita în 2020 vor fi comparabile cu dezastrele naturale și toate din cauza poziției planetelor pe astrogramata. ta. Te vei simți ca o eroină a romanului, care, pentru a-și păstra fericirea, trebuie să dea dovadă de ingeniozitate și curaj, dar în general, totul va fi natural și armonios, dacă îți vei schimba atitudinea ta de a iubi schimbările. Dorești întâlniri și impresii noi, o nouă persoană va apărea alături de tine. Cel mai probabil, nu doar una, vei avea de unde alege. Dacă ești unica ocupantă a tronului, dar nu ți s-a pus coroana de regină, acest an este una dintre puținele perioade în care poți aștepta o dragoste puternică și reciprocă pe astrograma ta apare ca un film. S-a întâmplat, ne-am întâlnit, ne-am uitat unul la celălalt și am realizat că este pentru totdeauna. Adevărat, datorită aspectelor planetelor, prima întâlnire poate să nu-ți fie plăcută. Poate că se va întâmpla în anumite circunstanțe întunecate. Fie între tine și cel ales vor apărea obstacole, intrigi sau invidioși și detractorii vor interfera. Într-un fel sau altul, Vei simți că este acum în puterea ta să muți munții și ai puterea de plină asupra situației. Până la sfârșitul anului vei fi fericită, iubită și vei începe să te pregătești pentru nuntă. Este important să utilizezi șansa maximă pe care soarta ți-o oferă, să nu pierzi ocazia unică de a-ți face fericită viața și casa. Căutarea ta se va încheia cu marea surpriză promisă. O propunere de mână, inimă și inimă cheile unui apartament, un permis de ședere într-o altă țară. La sfârșitul lunii decembrie, chiar și cel mai mare vis are șanse să devină realitate tangibilă. Dacă din potrivă ești alături de regele tău, urmează o perioadă crucială pentru căsătoria ta în acest an, fie vei depăși toate diferențele și vei deveni mai puternică, fie, din păcate, căile voastre vor fi divergente ai avut o mare șansă să fii fost multă timp în această uniune și ai așteptat un motiv să pleci. Sau privești partenerul cu ochină și vezi că nu ești pe drumul cel bun. Nu-ți face griji, toate schimbările sunt spre bine. Nu te lipi de trecut, mergi înainte și nu trebuie să fii supărată nici de schimbările viitoare. Cariera și banii pentru săgetător în anul 2020. În 2020, Vei gestiona banii mai înțeleptă decât de obicei, aceste lucru îți va permite să economisești o sumă considerabilă, iar în primăvară sau toamnă să faci o achiziție mare, la care ai visat multă timp, câștigurile promis să fie stabile, nu se așteaptă pierderi, stelele te sfătuiesc, în primăvară să-ți extinzi domeniul de activitate pentru a genera venituri suplimentare. Capacitatea ta de a planifica în mod competent un buget va fi foarte utilă în primele luni ale anului. Economisește bani, mulțumește-te cu puțin. Chiar dacă vine o sumă semnificativă, nu te grăbi să o cheltui. De la începutul primăverii, aspectul planetelor pe astrograma ta te va învăța cum să eviți cheltuielile inutile și să nu ofensezi pe nimeni în jurul tău. În primăvară, vei primi două-trei oferte de muncă. Gândește-te cu atenție și fi de acord de doar cu una dintre ele. Dacă ai mai multe sarcini simultan, cel mai probabil vei eșua termenele limită și vei obține mai puțin decât te aștepți. Cel mai promițător din punct de vedere financiar para a fi un proiect la care vei fi invitată la mijlocul lunii martie sau în prima jumătate a lunii aprilie. În sezonul de vară, păstrează strict controlul asupra cheltuielilor membrilor familiei tale dar încearcă să nu ofensez pe nimeni cu severitate excesivă și judecăți categorice. Afirmă punctul de vedere cu privire la chestiunile financiare cu încredere, dar fără emoții inutile. Perioada de la începutul lunii septembrie până în noiembrie este bună pentru diferite achiziții. Achiziționează bunuri casnice, echipament sportiv, îmbrăcăminte și bijuterii. În prima jumătate a lunii octombrie, Renunță la dorința de a cumpăra un obiect de mâna a doua, dar încă scump. Aspectul principal al acestui moment nu favorizează astfel de tranzacții. Vârful bunăstării financiare poate fi așteptată din a doua jumătate a lunii noiembrie până la sfârșitul anului. Datorită influenței planetelor, este posibil să apară o sumă mare în contul tău. Un sfertă din banii primiți îi vei aloca sau cheltui pentru nevoi personale lasă restul de bani în cont și nu te atinge deloc de ei. Viața de familie pentru săgetător în anul 2020 Este important să nu uiți de rude, să menții relații bune și să acorzi mai multă timp copiilor. Dacă te-ai născut în prima decadă a semnului, respectiv între 22 noiembrie și 1 decembrie, ești semnul zodiacal cel mai de familie, apreciezi confortul, grija, Tradiția onorurile pentru cei dragi, casa ta este templul tău. În acest an trebuie să fii acasă, să faci reparații sau să cumperi o casă. Tu faci toată munca cu entuziasm. Principalul lucru este să nu-i tragi pe toți după tine și să nu-ți ascunzi planurile de cei dragi. Fă ce vrei să faci cu știrea lor. Dacă te-ai născut în a doua decadă a semnului, respectiv între 2 și 11 decembrie. Anul acesta ți se poate completa familia. Pentru orice moment plăcut nu uita să îi cu tine a doua jumătate. Mergeți împreună la întâlniri, dedicați-vă unul altuia. Iar în calitate de bono, invită bunicii, sunt bucuroși să te ajute. Dacă ești singură la vânătoare, gândește-te serios la schimbarea statutului tău. Aceste lucru este foarte clar pe astrogramata în acest an există toate șansele de a crea o familie puternică. Dacă te-ai născut în a treia decadă a semnului, respectiv între 12 și 21 decembrie, primăvara și vara îți pot oferi o idilă completă. Dar sfârșitul toamnei este un moment critic pentru relațiile de familie. Nu salva nemulțumirea în tine, doar var să-ți cu calm și diplomație și nu amplifica problemele. Încearcă să nu cheltui toate câștigurile, să te retragi de la muncă sau să investești în achiziționarea de bunuri imobiliare. Dacă ai nevoie de o sumă mare, contactează doar rudele. Până la sfârșitul anului totul va fi bine. Sănătatea pentru săgetător în anul 2020. Sănătatea ta e în mâinile tale. Ai grijă de tine? Pur și simplu trebuie să fii atentă și să te monitorizezi serios. Dacă te-ai născut în prima decadă a semnului, respectiv între 22 noiembrie și 1 decembrie, anul acesta va fi foarte plin de evenimente. Pentru a face totul și pentru a nu submina sănătatea, trebuie să te odihnești la timp și să încerci să scapi de obiceiurile proaste. În rest, nu sta pe canapea sau la calculator cu film sau jocuri, trebuie să te miști, găsește mai bine un antrenor personal iar în vară loveșteți prietenele cu o figură proaspăt scoasă din cutie. Dacă te-ai născut în a doua decadă a semnului, respectiv între 2 și 11 decembrie, ieși din oraș, relaxează-te în natură indiferentă de anotimp, fie iarnă sau vară, doar nu îngheța, nu umbla cu picioarele umede și nu ignora primele simptome ale răcelii. Saturează-ți corpul cu vitamine, multe fructe și verdețuri. Dea de ceaiuri din plante. Încearcă să mergi la mare, dar nu sta pe plajă toată ziua ca și carna pe grătar și protejează pielea de lumina agresivă a soarelui. Dacă te-ai născut în a treia decadă a semnului, respectiv între 12 și 21 decembrie, ai grijă de sistemul nervos. Pentru a te relaxa și a-ți curăța corpul de toxine, mergi la saune sau la piscină. Eliberează stresul prin masaje sport, întâlniri cu prietenii. Singura restricție, în timpul adunărilor nu abuza de alcool și nu mânca prea mult. Evită făina și carnea grasă iar apoi sănătatea va începe din interior, așa că obișnuiește-te cu o dietă sănătoasă. Lucrează în grădină, construiește o casă sau repară casa, dar ai grijă de spate și articulații. Cu o atitudine pozitivă față de tot ce este în jurul tău, te vei simți ca și rănăscută. La revedere, draga mea. Nu uita că în fiecare zi îți dăruiesc o previziune și o etalare de tarot. Te aștept!